Presa canadiană a dezvăluit că meciul de box dintre Lucian Bute și Jean Pascal, la categoria semigrea, a fost amânat pentru o dată ce va fi stabilită ulterior. Motivul? Românul de 33 de ani a suferit o accidentare la mâna stângă, în cantonamentul său de la West Palm Beach, în Florida, și va fi operat. Confruntarea dintre Bute și Pascal era programată pentru data de 25 mai la Central Bell din Montreal. Lucian Bute are un palmares de 31 de victorii, dintre care 24 prin knockout și o înfrângere la profesioniști, iar Jean Pascal, fost campion mondial WBC la semigrea, a obținut 27 de victorii, dintre care 16 prin knockout, și a pierdut de două ori și a făcut un meci egal. Pugilistul canadian Jean Pascal a declarat marți, după ce a aflat că adversarul său pentru data de 25 martie Lucian Bute s-a accidentat, că este extrem de dezamăgit, subliniind că în acest moment este într-o formă excelentă și a adăugat că îi dorește românului să revină puternic în toamnă. Sper că se va putea găsi un adversar pentru mine până la 25 mai. Nu am niciun nume în minte. Poate fi oricine. Chad Dawson, Bernard Hawkins, chiar nu contează. Consider că sunt într-o formă fizică excelentă. Și, când sunt într-o astfel de formă, sunt greu de învins. Sper că vom putea păstra data și că vom reuși să prezentăm un meci de box cu mine cap de afiș. Din nefericire, Lucian nu va boxa. Sunt foarte, foarte, foarte dezamăgit. Este extrem de frustrant, ținând cont de faptul că mă pregăteam de mult timp pentru acest meci și că sunt într-o formă remarcabilă, a spus Pascal.